în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s-a aflat duminica aceasta în mijlocul credincioșilor din parohia Lereni Urluieni pentru a oficia slujba de resfințire a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La eveniment au fost prezenți locuitorii parohiei, reprezentanții administrației locale și credincioși veniți din localitățile învecinate. După oficierea slujbei, ierarhul le-a mulțumit celor care au contribuit la restaurarea bisericii. Au zidit argeșenii noștri o biserică, mă rog, ca aceasta. Mare frumusețe, mare bogăție, o biserică, uitați-vă, cu tremurul nu a prăbușit-o. Acum s-a îngrijit părintele Mocan, Alexandru, da, cu credincioșii din parohia aceasta. Nu-i mare parohie, dar oamenii au suflet foarte mare. Iubiți frumosul, iubiți biserica, iubiți foarte mult rugăciunea. Iată dovada cea mai frumoasă, că astăzi suntem aici, în osteneala cea frumoasă a înaintașilor noștri. Pentru buna supraveghere și coordonare a lucrărilor de restaurare, preotul paroh a primit rangul de iconom stavrofor. Parohia Lerin a fost filia parohiei Urluienea din 2000, cu binecuvântarea la preasfințitului Calinic a devenit parohie. Tot cu binecuvântarea la preasfințitului am fost aici, iar cu ajutorul credincioșilor, neuriașilor, autorităților locale, am reușit de a face lucrările de restaurare. Avem 11 biserici în toată comuna. Este cea de-a patra biserică pe care o resfințim. Ne străduim ca să venim în sprijinul ienuriașilor, pentru că sunt oameni în vârstă mai săraci, e zona mai săracă, nu au de unde să contribuie cu bani pentru resfințire și pentru lucrările de reabilitare. Primăria a ajutat și Ministerul Cultelor și Arhiepiscopie. Mulțumim tuturor celor care s-au străduit și au sporit lucrarea Domnului, și să ne străduim ca și de azi înainte să facem lucruri bune, frumoase, bine plăcute lui Dumnezeu. Este un moment unic în viața comunității locale din Bârla, satul Urluieni, la resfințirea bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Monument istoric din anul 1787, biserica statului a fost restaurată atât la interior cât și la exterior. S-au făcut ample lucrări de consolidare, pictura a fost restaurată și a fost construită o clopotniță nouă.